În acest weekend au avut loc alegeri în cadrul organizației PSD Orșova, în cadrul cărora Constantin Popescu a fost ales pentru un nou mandat de președinte PSD Orșova. La eveniment au fost prezente autoritățile locale, cât și cele județene. În cadrul conferinței municipale a organizației PSD Orșova, Constantin Popescu a fost confirmat pentru un nou mandat de președinte, iar în cadrul discuțiilor care s-au purtat a fost sesizată o mobilizare bună pentru anul electoral 2024. Aveți în fața dumneavoastră un staff care este foarte puternic și conduce județul Medinți. O formațiune politică la nivel de țară care este pe locul 3-4 în ultimii ani, la nivel național. Pârghile noastre de la Orșova nu pot ajunge către București sub nicio formă decât dacă trec prin Turnul Severin și prin Organizația Județeană. Avem parlamentari care suntem mândri de ei și au fost de-a lungul timpului lângă noi ca o comunitate cu multă căldură în suflet și am primit de fiecare dată cu mare drag. Misiunea mea de aici încolo este una care mă onorează și mă leagă foarte mult de ce avem de făcut mai departe. Mă aflu între doi titani, domnul președinte Radin Georgescu și domnul primar Marius Creciu la Turnul Severin. Și când am spus doi titani, doi titani ai investițiilor. Nu-i puțin lucru ca un oraș să schimbă întreaga infrastructură de apă, să fie asfaltat integral toate străduțele. Nu-i puțin lucru, pentru că totul se datorează un singur partid, Partidul Social Democrat, cu implicarea directă a președintelui nostru, al Organizației Județene de Partid și Consiliul Județean cu colegul nostru, domnul deputat Alin Chirilă, care s-a implicat în acel proiect. Președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la eveniment, iar de-a lungul ultimilor ani a sprijinit investițiile din Orșova, împreună cu colegii din Partidul Social Democrat și o va face în continuare, în primul rând, pentru ca oamenii de aici să aibă un trai cu demnitate. Nivelul de trai al locuitorilor din județul Mehedinți este mai ridicat comparativ cu anul 2014. Și asta ca urmare a faptului că Partidul Social Democrat a fost la guvernare și PSD a guvernat și guvernează pentru cetățeni. Să implementezi un proiect de 8 milioane de euro chiar și într-un municipiu este o performanță. Eu nu cred că de la Revoluție și până acum s-a mai implementat un astfel de proiect. Evident că venim și spunem ce s-a realizat în Orșova. S-a realizat mult, dar mai sunt la fel de multe de făcut. Acum, eu înțeleg. Așa facem și noi prin județ. Asfaltăm, asigurăm iluminat public decent, reabilităm școli, grădinițe, parcuri. Pentru că trebuie să taxezi foarte mult și pe această zonă, pentru că trebuie să arată Orșova ca un oraș frumos, modern, în condițiile în care zeci de mii de turiști trec anual prin Orșova. Dar va trebui să mergeți și mai departe. Va trebui să găsiți modalități prin care acești turiști care ajung pe clisură să se oprească totuși în Orșova. Principalul obiectiv al PSD Mehedinți este acela de a avea cât mai multe primării în urma alegerilor locale, iar pentru Orșova există o miză importantă, aceea de a dezvolta această poartă de intrare în principala zonă turistică a județului nostru. Marius Creciu, președintele executiv al PSD Mehedinți, a subliniat faptul că o organizație puternică se realizează prin unitate și echipă. Văd foarte mulți oameni în sală și în picioare. Înseamnă că aveți o organizație puternică, aveți o organizație de unde puteți pleca spre performanță. Eu cred că PSD la Orșova are capacitatea de a-și găsi oamenii pricepuți, oamenii care să susțină dezvoltarea orașului și de fapt a întregii comunități. Urez succes
lucrărilor conferinței de astăzi. În mine aveți un prieten, vă stau la dispoziție pe orice fel de problemă. Susțin cu mare drag organizația Orșova. Succes! Secretarul executiv al PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a subliniat faptul că o majoritate înseamnă putere și înseamnă un viitor mai bun pentru locuitorii județului Mehedinți. Vreau să vă mulțumesc pentru toate abnegația cu care ne-am bătut în bătăliile electorale anterioare. Am reușit să fim pe primul loc la Consiliul Județean, în funcția de președinte al Consiliului Județean, în Consiliul Local și vă felicit că ați reușit să generați o majoritate stabilă. O majoritate care dă o direcție și poate și un echilibru, Orșova, echilibru de care avea nevoie. Acum, cred că orșovenii au dovedit înțelepciunea dând încrederea cea mai mare Partidului Social Democrat, care, iată, a reușit să controleze o majoritate stabilă. Putem da un viitor Orșova. Putem privi cu încredere spre viitor. Și privesc cu încredere spre viitor, pentru că vă văd mulți, vă văd hotărâți. Pe cei mai mulți dintre dumneavoastră vă cunosc personal, știu că sunteți un bun exemplu pentru concitadinii dumneavoastră. Sunteți oameni care ați realizat ceva pe parcursul vieții dumneavoastră. Privesc cu încredere pentru că, iată, noul birou are multe nume noi. Sper să confirme și să realizeze cel puțin la fel de mult cum au făcut-o colegii din fostul birou, care le mulțumesc și cu care am avut o colaborare excepțională, dar trebuie să privim înainte și cu responsabilitate. Deputatul Alin Chirilă este un om care a stat la baza tuturor proiectelor din municipiul Orșova. A sprijinit și va sprijini ori de câte ori va avea ocazia pentru ca Orșova să devină cu adevărat perla Dunării. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate cuvintele pe care le-am auzit până acum la adresa mea. Bineînțeles că tot timpul am fost lângă dumneavoastră, lângă Orșova, o să fiu în continuare. De ce? Fiindcă cred în acest municipiu, în acest oraș de pe marginea Dunării, că trebuie să ajung acolo unde trebuia să fie de mult. Sunt convins că prin stăruința tuturor în această echipă, vom ajunge ca Orșova să fie la locul potrivit, adică să fie perla de pe malul Dunării. Sunt convins că ajutorul dumneavoastră, și vă spun sincer, n-am văzut niciodată o echipă atât de mare la Orșova. Marius Stoica, primarul municipiului Orșova, a vorbit despre tot sprijinul pe care PSD i l-a oferit și că doar datorită acestui sprijin, municipiul Orșova are acum străzi asfaltate, un nou sistem de canalizare, proiecte extrem de importante pentru locuitorii municipiului. Aceste proiecte pe care le-am implementat și le implementez nu se puteau realiza dacă nu aveam un sprijin politic. Iar acest sprijin politic a venit de la un singur partid. La partidul din care și dumneavoastră faceți parte, la partidul care a dat cel mai mult, din punctul meu de vedere, pentru această comunitate. Este vorba de Partidul Social Democrat. Cel mai mare și cel mai puternic partid pe care l-are România este, a fost și va fi, alături de noi, de cetățeni, de comunități, pentru a le putea dezvolta și pentru a fi cât mai aproape de necesitățile fiecare comunități din care face parte. Eu personal vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut, pe dumneavoastră, pe domnul primar Marius Creciu, pe domnul senator Liviu Mazilu, pe Alin Chirilă, prietenul meu care s-a implicat foarte mult și datorită căruia, împreună cu domnul președinte Vladimir Georgescu, am avut toate ușile deschise la Guvernul României de la vremea aceea, condus de PSD. Sunt convins că și în continuare, domnul președinte, prin eforturile pe care le veți face, Orșova va avea un sprijin important de la dumneavoastră. O administrație PSD poate face din Orșova ceea ce cu toții ne dorim, un municipiu turistic.